Sul costă și riscă să o învețe pe pielea lor aproape 200 de familii de romi din Târgu Jiu, pentru că nu și-au plătit impozitele pentru palatele pe care le au, ar putea să se trezească cu sechestru pe case chiar în pragul sărbătorilor. Romii spun că nu au bani și speră să obțină o amânare. N-ar fi prima de altfel. Cartierul Meteor din Târgu Jiu e plin cu palate somptuoase. Aproape din fiecare casă se înalță câte un turnuleț, iar mașinile de lux stau parcate la orice poartă. Sunt averi pe care romii care stau aici le-au făcut din afaceri cu fier vechi. Erau vremuri bune, spun reprezentanții comunității. Aceste investiții au avut loc în anii din urmă și atunci când lucrurile mergeau mai bine. Ei, dacă au trăit în corturi toată viața, când statul român le-a dat dreptul să și construiască, ei au sărit așa, dintr-o dată, hai să construim, să fac cea mai mare casă. Nu s-au gândit probabil că o viață mai comodă presupune costuri mai mari și nici când au aflat, nu s-au grăbit să își plătească dările către stat. O jumătate de milion de lei este datoria localnicilor din cartier către bugetul local. Cartierul Microcolonie rămâne unul din cartierele cu probleme deosebite, întrucât acolo sunt cetățeni care au imobile a căror suprafață de multe ori este chiar de 1000 de metri pătrați. Și cum cei mai mulți datornici nu au conturi bancare și nici locuri de muncă, singura cale pentru recuperarea banilor este executarea silită. Reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite din Târgu Jiu vor să înceapă să pună sechestru pe bunurile romilor chiar de săptămâna viitoare. Dumnealor de la Impozite și Taxe au deosebită dreptate, pentru că e adevărat. Nu există numai bunăvoință sau imposibilitate de plată din partea romilor. Există și rea voință. Eu știu ce să facem. Mai amânăm, mai vedem ce facem cu plățile astea. Eu ce să zic, dacă ei vor așa, dar n-ar fi bine așa, că să ne mai lasă și pe noi să vedem ce mai facem și mai dăm și noi din datorii. Și chiar dacă au fost somați în nenumărate rânduri... Dumnealor spun că au așteptat suficient timp. Păi să mai așteaptă. Acum ce să le facem?